Bună! Astăzi am revenit cu un nou clip și în clipul de astăzi o să vă arăt cum îmi conturez eu buzele pentru a părea ceva mai mari, însă destul de natural să nu arate foarte fake și să fie așa mai sărutabile, mai sexy, mai... din pozele alea pe Instagram. Bineînțeles, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram. Să vedeți ce nuanțe am folosit pentru a obține această culoare a buzelor, care mie îmi place foarte, foarte mult, sunt nebunită după această culoare și aș purta-o și în somn. Dacă vreți să vedeți cum să faceți ca buzele voastre să pară mai mari, urmăriți în continuare. În primul rând, vei avea nevoie de un creion de buze, eu îl voi folosi pe acesta de la botecaverde.ro pentru că este cremos și că rezistă foarte mult timp și îmi place la nebunie culoarea. În momentul în care vrei să-ți conturezi buzele să pară mai mari, este important să începi de la arcul lui Cupidon și nu de pe margini. Dacă vrei să pară cât mai natural, conturează doar arcul lui Cupidon ceva mai mult, iar marginile lasă-le normal, pentru că așa va arăta mult, mult mai natural și va ieși bine și în poze. Eu încep prin a-mi contura buza exact așa cum este ea, după linia naturală a buzei. Pentru a vedea exact ce vreau să corectez. După cum puteți vedea, partea asta de buză la mine este puțin mai sus, iar aceasta este puțin mai jos, așa că o să vreau să corectez asta. Dar înainte de toate, să conturăm și buza de jos. După ce ți-ai conturat buzele exact așa cum sunt ele, este momentul să le corectezi. Eu voi ridica puțin de buza aceasta. După cum vedeți, am ridicat puțin mai sus arcul lui Cupidon, iar marginile le-am lăsat exact cum este buza naturală. Nu vă faceți griji dacă momentul ăsta nu este perfect și nu arată perfect, vom corecta mai târziu cu un corector. O să fac același lucru și la buza de jos, însă în momentul în care vreau ca buza de jos să pară mai mare, tot ce voi face este să conturez aici de desubt peste, nici de cum marginile, pentru că va arăta foarte fake. În momentul în care sunt destul de mulțumită de cum arată creionul, o să iau un corector și o pensulă unghiulară și o să corectez tot ce am greșit. După ce l-am corectat și îmi place ce a ieșit, o să aplic un ruj lichid mat. Eu îl voi folosi pe acesta de la NYX, în nuanța... ce nuanță este? Bedtime Flirt. Acum că am tot conturul făcut, îmi va fi foarte ușor să aplic acest ruj. Și acesta este rezultatul final. Sper că v-a plăcut acest clip și că ați învățat ceva din el. Vă rog să-i dați un thumbs up, bineînțeles, să vă abonați butonul ăla roșu, așa drept unghiul de acolo pe care scrie subscribe. Și ne vedem data viitoare cu un nou clip. V-am pupăcit!